Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Cine nu a fost cel puțin o dată în vizită la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, să ridice mâna sus. Puțini, bănuiam, iar pentru cei puțini, dar și pentru cei mulți, foarte mulți care au fost și au văzut muzeul, astăzi vom procede la vizitarea lui, la trecerea în revista celor mai importante, toate sunt importante până la urmă, artefacte și momente din istoria poporului român, iar ghidul nostru de astăzi este în același timp și prietenul nostru, Cristi Cealera. Cristi, bine te-am regăsit. Suntem într-o zi foarte plină, cu mulți copii, cu foarte mulți vizitatori. Bine ați venit. Ați venit într-o perioadă în care, într-adevăr, muzeul este luat cu asalt, ca să mă exprim așa cât mai istoric, de către copii de toate vârstele, din toate colțurile Dobrogei, și asta nu poate decât să ne bucure, pentru că este o oportunitate pentru noi de a le arăta cât de deosebită este această Dobrogea noastră, cât de multe lucruri frumoase și interesante se găsesc aici, în muzeul nostru. Înainte de a intra în sala Tezaur, prima care este vizitată de toți cei care intră în muzeu, aș dori să ne spui, pentru cei care poate nu sunt foarte familiarizați cu istoria acestei clădiri, a fost întotdeauna muzeu? Ce a fost aici la început? Da, deci noi ne aflăm într-o clădire care a împlinit deja centenarul. Da. Este o clădire inaugurată în 1921. Este Palatul Comunal, așa se numea fosta primărie a orașului Constanța, dar puțină lume știe de ce Palatul Comunal. În perioada interbelică, Constanța era una dintre comunele urbane. Existau comune urbane și comune rurale, iar ea era una dintre comunele urbane ale României mari. Da? Palatul Comunal a fost așadar un sediu al primăriei din Constanța și a fost construit între 1911 și 1921. Ce este interesant este că arhitectul care a făcut acest lucru, care a realizat planurile, era din București, se numea Victor G. Stefănescu sau Stephănescu, cum îl mai găsim noi, că în documente se obișnuia franțuzirea numelui în acea perioadă. Iar acest Victor G. Stefănescu este foarte important atât pentru istoria Dobrogei, cât și pentru istoria României. În primul rând, Ștefănescu a lucrat la un alt monument împreună cu un alt arhitect, la un alt monument emblematic pentru piața Ovidiu, și anume Moschea Carol, da? Pe care toată lumea o admiră. Nu în ultimul rând, acest Victor G. Ștefănescu este cel care a realizat planurile catedralei încoronării de la Alba Iulia. El a lucrat de asemenea la Arcul de Triunf din București, la Muzeul de Geologie, la Palatul Artelor. Deci și-a lăsat o amprentă foarte puternică asupra Constanței. Asta este un lucru foarte interesant și încă un lucru care trebuie știut este că după 1921, după momentul acestei inaugurări a palatului, a primăriei, a fost sistematizată și piața Ovidiu, arată cum arată astăzi, da? Iar statuia lui Ovidiu s-a fost pusă pe amplasamentul pe care îl găsim și în acest moment. Ca o paranteză, spun eu, interesantă, această clădire emblematică a fost construită în 10 ani. În 10 ani, cam așa, aproximativ. Da? Au trecut 30 de la 1989 și primăria, tot în clădirea comunistă, își desfășoară activitatea în condițiile în care ar avea nevoie de o altă clădire. S-a putut atunci, nu se prea poate în prezent, dar nu discutăm despre acest... Făceam o paralelă ca să arătăm cum s-au putut mobiliza constanțenii înainte de primul război mondial, sau înainte și după, și cum, desigur, autoritățile locale erau mai gospodari și mai erau alte vremuri, poate că mai iubitori de oraș. Da, ceea ce mai trebuie spus este că între 1921 și 1977 aici a funcționat, într-adevăr,
primăria orașului Constanța, după care în 1977 vorbim din luna decembrie, vorbim de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie. O perioadă a fost și în Palatul Arhiepiscopal. Da, s-a plimbat. Deci până în 77 a fost la Palatul Arhiepiscopal și bine, istoria Muzeului de Arheologie din Constanța este mult mai lungă, dar ne-ar trebui câteva emisiuni ca să intrăm în detalii. Ce este cert? Aceasta este casa noastră din 1977 și aici se adună toate comorile arheologice ale acestui ținut. Tot vorbeai de detalii, intrăm în detaliile muzeului în cele ce urmează. Înainte de creștinarea Pământului Tomitan de către Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Apostol Filip, locuitorii cetății se închinau la zeități. Ne aflăm în sala, poate că nu este corect denumită a zeităților, dar care înglobează foarte multe statui, foarte multe alte artefacte, foarte multe divinități ale acelei perioade și în spatele nostru se află, poate nu e cea mai celebră, dar oricum, printre cele mai cunoscute piese din Muzeul de Arheologie, despre care rugăm pe Cristi să ne povestească mai multe. Cine-i doamna, cine-i domnul? Îi voi prezenta pe domnul și pe doamna, dar întâi aș vrea să spun câteva lucruri legate de locul în care ne aflăm, de sala în care ne aflăm, pentru că vorbim despre sala Tezaur și vreau să le reamintesc astăzi constanțenilor că în urmă cu 60 de ani, cu aproximativ 60 de ani, în luna aprilie, foarte important, pe 1 aprilie, a fost descoperit tezaurul cu sculpturi, 24 de piese foarte importante, un patrimoniu extraordinar, unicat, pe care noi îl regăsim astăzi în această sală. Vorbim despre divinități din epoca greco-romană, divinități greco-romane din epoca romană, pentru că nu trebuie uitat că Tomisul a fost înființat în secolul 6 înainte de Hristos de greci, din Milet, după aceea a intrat sub stăpânire romană și apoi romano-bizantină. Perioada de glorie a Tomisului este cea începând cu secolul 2-3, de maximă toleranță religioasă de asemenea, apoi în secolul 4, apogeul sub împăratul Constantin și sub urmașii săi, când Tomisul știm că era și capitală a provinciei romane Scythia Minor. Deci această creștere economică, dezvoltare a orașului Port Tomis și-a pus amprenta și asupra vieții de aici, asupra culturii și asupra artei. Iar această artă este reflectată de piesele din tezaur. Piesele din tezaur sunt făcute fie dintr-un material extraordinar ca și calitate, o marmură de import, cum vom vedea la unele piese, dar și din calcar de Dobrogea, cum spunem noi, de la Deleni sau de la Pietreni, chiar dacă unele piese care sunt făcute din calcar nu par spectaculoase, ele fiind chipuri de divinități, vin să ne vorbească despre un univers multicultural, multietnic, despre o perioadă când Tomisul atrăgea persoane de toate culturile și toate credințele, un oraș cosmopolit, așa cum și Constanța este astăzi. În prezent. Pentru că ai vorbit de domnul și de doamna, eu obișnuiesc să le spun în glumă copiilor când vin aici la noi să viziteze exponatele, le spun că dacă ar fi venit acum 2000 de ani în locul statuii lui Ovidiu, probabil ar fi găsit statuia zeiței Fortuna și pe cea a zeului Pontos. Vorbim de un ansamblu statuar care reprezintă pe cei doi zei foarte importanți, zei protectori ai urbei tomitane. De aceea credem noi că ar fi putut să se afle absolut, în mijlocul pieței publice, da. Poate chiar în zona în care astăzi vorbim de piața Ovidiu. Ei erau într-adevăr zei protectori, iar acest lucru se dovedi, de exemplu, la Pontos, vedem pe cap ziduri de cetate și poarta cetății Tomis. Asta ne vorbește despre caracterul protector al lor. Erau foarte importanți. Zeița Fortuna era zeița norocului, da? Sau Tihe, cum
îi spuneau grecii, ea era cea care îți asigura bunăstarea ție ca oraș și populației dintre zidurile sale. De asemenea, zeul Pontos era un zeu al Mării Negre, nu era zeul mărilor, nu era Neptun, Poseidon, era doar al Mării local, Negre, local, dar este o divinitate chiar mai veche decât Neptun, el e un titan. Și soția sa, potrivit mitologiei grecești, era Thalassa, adică întruchiparea mării înaltă, un nume pe care mereu se aude Thalassa. Thalassa este o definiție deja intrată în istorie. Deci acest Pontos era protector al corăbierilor, iar de la el vine și numele Pontul Eusin, cel puțin așa se spune. Pentru că Pontos Euseinos, logic, da, înseamnă Marea Ospitalieră. Știm că grecii au văzut-o așa atunci când au venit pentru prima dată în aceste ape. Și Pontul Eusin a intrat deja în vocabularul nostru. Chiar mai devreme pot să spun că erau copii de 8-9 ani care știau, auziseră cel puțin. Ori ăsta este un lucru extraordinar. Deci, în mâna stângă, micul zeu Pontos ține o jumătate de corabie, ceea ce ne vorbește despre simbolul său, iar zeița Fortuna, căreia îi lipsește probabil sceptrul pe care obișnuia să îl aibă în astfel de reprezentări, un sceptru ținut așa foarte militărește, zeița Fortuna este însoțită de cornul abundenței. Acel obiect din stânga sa este cornul abundenței, care știm tot din mitologia greacă că era o reprezentare a bunăstării, a prosperității. Ori asta făceau cei doi zei, ofereau prosperitatea și bunăstarea acestui oraș. Este o lucrare făcută foarte bine și realizată, conservată din punct de vedere artistic. Această statuie a fost găsită împreună cu celelalte pe 1 aprilie 1962. Pe strada Traian? Pe strada Traian cu Mihai Viteazu, aproximativ. Se făceau săpături pentru construcția unui bloc. În primul rând se scoteau șine de cale ferată, de la fosta cale ferată a englezilor, făcută de englezi. O cale ferată, să nu uităm, gara a funcționat, gara veche a orașului a funcționat între 1860 și 1960, pe amplasamentul oarecum acum vis-a-vis de Palatul Regal și de Tribunal, în ceea ce astăzi avem alte clădiri. În momentul în care s-a dat ordin de către statul comunist să se realizeze cât mai multe blocuri, au început să realizeze aceste blocuri de pe Traian, iar în timp ce aveau loc aceste lucrări civile, a fost descoperită groapa și prima oară muncitorul care a descoperit din întâmplare asta a dat de capul zeiței Fortuna, care, dacă o să vă uitați pe panourile noastre, era singura statuie care stătea cu adevărat în picioare și cea mai înaltă. Bine că n-a dat cu cupa mai tare. Deci e un lucru foarte bun, zeița Fortuna. Că în zilele noastre n-ar fi fost exclus. Da, până la capăt orice e posibil așa este, dar iată că de data asta a fost noroc. Și însă, cum au fost, pentru că se ridică întrebarea, au fost foarte multe piese de tezaur găsite în acel loc, care, în mod normal, sunt mai multe teorii. Părea că ar fi fost aduse acolo de cineva și cumva... Vasile Canarache, atunci când a publicat tezaurul de sculpturi împreună cu alți trei colegi de-ai săi, a spus că una dintre teorii ar fi că la sfârșitul secolului IV, când au fost scoase în afara legii cultele, așa zis, păgâne, de către creștinism, cineva poate a mers prin templele orașului Tomis și a luat aceste divinități, le-a ascuns în această groapă. Este una dintre teorii. E o variantă. Mai există teorii legate de altă perioadă în care Tomisul era atacat, să spunem, de armate barbare, sau chiar și o teorie a epocii moderne. Poate cineva a vrut tot așa să înstrăineze aceste comori. În istorie și arheologie se trag concluzii clare și se pun se pune final abia după foarte multe dovezi. Când ai o sursă clară, în momentan nu avem. Mergem mai departe. Aici avem câteva dintre reliefurile foarte frumoase și avem imaginea cavalerului Trac.
care era o divinitate foarte importantă în această zonă, în zona Traciei, da, care cuprindea și Scythia Minor. Și acest cavaler trac este foarte interesant ca și simbolism. El este un intermediar între lumea muritorilor și divinitate. Este cel care îl apără pe omul de rând, care luptă cu răul, dar în acest timp și omul care se face legătura cu cel de sus. Cel de sus, în cazul lor, nu Dumnezeu, ci o divinitate greco-romană sau locală. Sincretismul este foarte interesant aici, pentru că unele elemente din iconografia Cavalerului Trac se întâlnesc și în creștinism mai târziu. Să nu uităm că aceasta este o piesă în care Cavalerul Trac în secolul II omoară un mistreț, iar imaginea este aproape identică cu cea a Sfântului Gheorghe omorând Balaurul. În primul rând trebuie să vedem această simbolistică, pentru că, de exemplu, în această imagine cea mai complexă pe care o avem noi, Cavalerul Trac aleargă către arborele vieții, în care se află încolăcit un șarpe, care de data aceasta este un șarpe rău, nu cum este în cazul șarpelui Glicon, despre care vom vorbi puțin mai târziu. Aici avem, dacă trebuie să mai menționăm, o altă piesă de foarte, foarte bine realizată este această mică ediculă, mic templu a zeiței Nemesis. Este amuzant că atunci când vorbesc cu copiii, le spun de o zeiță și îi văd două și nu înțeleg de ce. Le spun, e vorba de o dublă reprezentare, o imagine duală, da? Pentru că zeița Nemesis este zeița răzbunării, dar în același timp și zeița care menține echilibrul între bine și rău, da? În univers. Și de aceea s-a arătat că poate fi și bună, dar și rea cu cei care vin în fața sa. În mâna stângă, ambele statui poartă instrumente de măsurare a faptelor oamenilor, răboși, da? Iar la finalul vieții se credea, dai socoteală pentru, da, se credea că da, te duci și dai socoteală pentru ceea ce ai făcut. Așa se va întâmpla. Și bă, zeița socotea dacă e de bine sau de rău, dacă te trimite în câmpiile Elisee sau la Thanatos, la Hades, în infer. Iar aici avem o dublă inscripție care ne arată că orașul Tomis este un oraș sub administrare și control roman, dar este un oraș cu filon grec. Și avem un tomitan care îi mulțumește zeiței pentru că l-a ajutat și a scris acest lucru și în latină și în greacă. El scrie Caius Herennius Charito a pus acest monument. Da? Și este același text în ambele limbi. Ori asta ne demonstrează că el credea că divinitatea l-a ajutat, însă nu știm cum anume. Pentru că vorbeam de un oraș cosmopolit, trebuie să ne mai oprim și la această statuie. Este statuia zeiței Isis, da? O zeiță a Egiptului. Ce... E interesant, da, să faci legătura între piramide și Constanța antică. Ce legătură, exact. Da. E foarte explicabil. În această perioadă, firească, vă spuneam că veneau oameni să facă afaceri în orașul Tomis și veneau foarte mulți armatori greci, dar și armatori din nordul Africii. Și au venit chiar și din Egipt, din Alexandria Egiptului, mulți armatori care și-au făcut ca un fel de casă, de companie, Oikos, o companie de navigație. Era normal să aibă... Automat au venit cu divinitățile lor. Și oricum Isis este o divinitate care este apreciată în Imperiul Roman. Imperiul Roman, în perioada secolului 1-3 după Hristos, face un lucru extraordinar. Toleranță maximă din punct de vedere al religiei. De ce? Atât timp cât te supui regulilor împăratului, îi respecti cultul imperial și plătești taxele la timp, poți să te rogi la ce zei vrei tu și chiar unii dintre aceștia mai fascinați, mai colorați, mai pitorești, sunt acceptați și în panteonul roman. Un lucru știut, faptul că aici la Tomis, existau sărbătorile Isidei, adică ale lui Isis, și era o adevărată procesiune pe străzi, era culoare, muzică, sărbările mării, ca să facem o comparație. Și ce este cert, știm că această statuie îi aparține lui Isis, pentru că sus acolo pe cap ea poartă semiluna,
care este un simbol al acestei divinități, și acest nod, care este un nod isiac, cum îi spunem noi. O altă statuie din marmură de bună calitate, chiar dacă nu este, știu, o realizare fantastică, este o piesă foarte frumoasă care nu trebuie ratată. Și acum ar trebui să mergem la punctul forte. Da, n-am vrut să-i spun eu că este punctul forte, însă dacă ai spus tu, înseamnă că așa este. Cine nu știe denumirea acestui obiect? Sunt convins că mai toți știm. Dar ce reprezenta el? Asta poate fi o întrebare la care poate încă mulți nu au răspuns. Te rog, Cristi. Este piesa de rezistență. Trebuie să recunoaștem că le-am pus față în față pe cele două piese cele mai emblematice. Da, Fortuna cu Pontos și Șarpe Glicon. O piesă unică în lume. Acest cult al lui Glicon a existat în secolul II, a fost foarte popular în secolul II. Era o divinitate a căminului, a familiei, a fertilității și a fost foarte popular în bazinul Mării Negre, în special Anatolia, deci Turcia de astăzi și toată această coastă vestică, în care regăsim reprezentări. Din punct de vedere numismatic s-au găsit dovezi. Au fost monede din secolul II bătute chiar în unele provincii din Asia de către guvernatori în care apare Șarpele Glicon. În Turcia de astăzi s-au găsit statuete ale Șarpelui Glicon, însă nimic nu se compară cu ceea ce avem noi aici. Să nu uităm că anul trecut, pentru prima oară în istorie, Gliconul nostru a plecat la Madrid, la expoziția aceea universală în care România și-a prezentat tot trecutul greco-roman, din punct de vedere al pieselor. Și este o piesă unică, inedită, atât prin realizare, cât și prin dimensiuni, cât și prin finețe artistică. Foarte posibil să fi fost realizată această statuie într-un mare atelier, dintr-un mare oraș al Imperiului Roman și poate ajuns aici, unde cu siguranță și-a avut un templu pe care noi nu l-am găsit încă. Dar cine știe, e posibil ca pe viitor acest lucru să se întâmple. Ce e important, prima oară Vasile Canarache a spus că este șarpele fantastic. Așa l-a numit el. De ce? E o divinitate fantastică. Este cu bot de miel, spun unii, cu urechi și păr uman, corp de șarpe, poate chiar spre boa constrictor, și coadă de leu. Da. Așa a fost el publicat. Am înțeles, eu cu matematica stau mai puțin bine, am înțeles că proporțiile, din punct de vedere matematic, sunt perfecte, s-a săpat cu dalta, s-a sculptat cu foarte multă atenție și cu o rigurozitate tehnică deosebită. E foarte frumos să ai așa ceva. E o piesă și spectaculoasă. Da, spectaculoasă, fără doar și poate. Și găsită tot în același în loc, același context, vedem pe spate. Da, trebuie să vedem exact despre ce vorbeam mai devreme. A fost găsită în același loc. Exact. Vorbim despre, nu doar despre divinitățile pe care le-am prezentat noi aici, ci și despre altele. Da, sigur. Zeița Hecate, zeița Selena, avem pe Esculap zeul medicinei, deci sunt mai multe divinități, pe Hermes, pe Dionisos, dar ceea ce este important este că aceste piese sunt absolut fenomenale și nu cred că ar trebui să existe constanțean care să spună eu nu am văzut niciodată piesa asta pe viu. N-ar trebui să existe român care să nu spună n-am văzut cel puțin această piesă niciodată pe viu, dar ai spus mai devreme de zeități, mai avem una. Mai avem una văzut și după aceea mergem mai departe. Zeitatea despre care vorbeam, te rog, Cristi? Vorbim despre o altă divinitate foarte populară. Divinitate, zeitate. Da. Așa. Așa, Venus sau Afrodita. E. De data aceasta, știi, întreaga lume vorbește de Venus din Milo. Noi vorbim de Venus din Tomis. Da? O piesă frumoasă, o piesă cu o poveste foarte interesantă. O parte a fost descoperită în anii 70, iar restul ei trei decenii mai târziu.
de către aceeași doamnă arheolog, regretata Zizi Kovacev, și aproximativ în același loc. O reprezentare tipică, un model în acele vremuri a zeiței Afrodita, a zeiței Venus ieșind din baie. Între timp, unele părți vedem că nu mai există, însă este posibil ca pe viitor, poate cine știe, peste 30 de ani, să găsim și restul fragmentelor din această statuie. O altă piesă care este atât cât este conservată foarte bine și care este executată în mod remarcabil. Noi mergem mai departe pe firul istoric și veți vedea unde ne oprim. Suntem în epoca de piatră, la etajul 1 al muzeului, deci am urcat puțin, și avem în față prima piesă cu minitri pe stânga. Sunt doi colți de mamut. Unde au fost descoperiți aceștia? La Poarta Albă, în județul Constanța. E foarte interesant. În momentul în care aduci grupuri de copii aici, ei rămân fără cuvinte. Și adultul rămâne fără cuvinte. Este sigur, impresionant să vezi doi colți de mamut. Practic, la Antipa, da, ești obișnuit, da. Te aștepți să vezi așa ceva, dar aici mai puțin. La Muzeul de Istorie am vrut totuși să subliniem câteva elemente, inclusiv existența mamuților în Dobrogea. Toată lumea se gândește la mamuți acum milioane de ani. Nu, au existat și o specie de ultim mamut, mamutul lânos, care a trăit în Europa până aproximativ 15.000 de ani, 12.000 de ani în urmă. Când a existat o mică glaciațiune în Europa și foarte multe din teritoriile cu climă caldă astăzi erau acoperite de, erau mult mai reci clima. Așa se explică existența mamutului, așa se explică existența ursului de peșteră și mai avem câteva exponate care ne vorbesc despre vremurile acelea. Între timp, așa cum glumesc cu copiii, au rămas doar colții de la mamut, restul s-a mâncat. Ca să zic așa. Și de la om a rămas gânditorul de la Hamangia, pe care îl avem în continuare. Gânditorul de la Hamangia, trebuie să reamintim spectatorilor că vorbim despre o copie aici la Constanța. Originalul a fost descoperit în anii 50, după cum se știe, la Cernavodă, pe dealul Sofia. E important de știut că a fost descoperit în județul Constanța. Da, și la Cernavodă. La Cernavodă. Da, dar face parte din cultura Hamangia. Așa cum știm, este o piesă absolut incredibilă, probabil o vechime de 7.000-6.000 de ani, încă sunt dezbateri. Este vorba despre gânditorul de Hamangia și femeia sa, da? Pentru că este și în acest caz un ansamblu statuar. Originalul se află la Muzeul Național din București, noi avem încă de la început copia aceasta. Și ce vreau eu să le spun constanțenilor, numele de Hamangia. Mergem foarte des la Tulcea, trecem prin localitatea Baia. Baia este fosta Hamanci, fosta baie turcească, fosta Hamangia. Deci trebuie să ne gândim, când trecem prin această localitate, că acolo a existat această cultură, elemente din ea, și că de acolo vine numele acestui gânditor. Un lucru pe care obișnuim să-l ignorăm. Multă lume a crezut o perioadă că un gânditor e la Cernavodă și un gânditor la Hamangia. Este vorba despre aceeași piesă, combinarea acestor două elemente. În spatele meu, pentru că vorbim de aceste culturi, de Hamangia, de Gumelnița, avem o dioramă făcută de colegii mei acum mai bine de jumătate de secol, acum câțiva zeci de ani, mai puțin, în care este reprezentată practic evoluția umană a culturii Gumelnița, când locuitorii din această zonă trec de la stadiu de nomad la stadiu de sedentar, își construiesc case. Își fac comunități, își încheagă comunități. Vorbim despre vase de ceramică, vorbim despre război de țesut, da? După cum bine se poate vedea. Bineînțeles, cu elemente legate de pescuit, de vânătoare și...
Da, un cuptor, da. Deci aceste elemente îi ajută pe tinerii din ziua de astăzi să înțeleagă mai bine evoluția omului pe aceste meleaguri, mai ales acum într-o eră în care vizualul este foarte important. Trecem mai departe, așa cum scutam mai devreme, evolutiv, atât la sala următoare, cât și la următoarea perioadă din istorie. De la distanță poate părea un bolovan, o piatră și atât, nimic mai mult. În realitate este încă o piesă excepțională din dotarea muzeului. Pentru că vorbim despre importanța ei, despre faptul că ne aflăm în fața unei statui de luptător, o statuie tracocitică. Luptător. Da? Veche de 2500 de ani, probabil cărcotașul spune că artistul anonim nu a fost extraordinar de talentat, dar vorbim de o perioadă în care simbolul primașii, omul care a creat această statuie dintr-un bloc de granit, da, a vrut să aducă, dacă vrei, un omagiu puterii, forței și războiului, cel mai degrabă. Vorbim despre detalii legate de fața umană, da? Acest, da. De, secolul 5 este, înainte de Hristos este datată această piesă, într-o perioadă în care știm foarte bine că sciții erau peste tot la nordul Mării Negre și în vestul Mării Negre și au creaseră deja, își creaseră un renume, să nu uităm că sciții sunt cei care i-au învins pe perși, ne spune Herodot, pe perșii lui Darius cel Mare, care supusese toată lumea, dar care a fost învins aici în zona gurile Dunării, nord de Dunăre, nu se știe foarte bine. Dar Herodot, părintele istoriei, ne relatează această realitate. Deci Citul era acel cavaler care era imbatabil pe cal, iar acest războinic are o tolbă, da, reprezentată prin acest cerc. Vorbim despre un războinic care poartă și un topor de luptă și o sabie, un achinaches. Și această piesă a rezistat vestigiilor timpului, iar astăzi poate fi admirată. Iar lângă ea, la fel de important, este acest cazan de bronz, acest cazan uriaș, tot vechi de 2400 de ani. Un cazan, mă întreabă copiii dacă se mânca ciorbă din el, nu. Noi credem că este un vas ritualic folosit la anumite ritualuri, probabil la mari sărbători ale unei comunități, probabil la solstițiu, echinoțiu, și e una dintre teorii, este că acest vas era folosit de către sciți pentru anumite licori, da, în care se foloseau și plante halucinogene. De ce nu din o dorință prozaică, ci din dorința de a intra în contact cu divinitatea. Dar numai la momente festive, momente da, deosebite. Da. Și este o altă piesă care, din punctul meu de vedere, impresionează. De la luptătorul scit, mergem mai departe către luptătorii daci. După cum vă spuneam, ajungem la daci și la romani, la marea bătălie de la Adam Clisi. Da, un moment foarte important în istoria antică a Daciei și a Dobrogei, pentru că atunci când vii în Dobrogea, dacă nu vizitezi tropeul Traianii, Adam Clisi, ar trebui să te simți mult mai sărac. Este un moment absolut fenomenal. Pentru a le reaminti telespectatorilor dumneavoastră, noi ne aflăm în sala dedicată acestui loc, acestui monument. Practic vorbim de un complex muzeal la Adam Clisi, pentru că avem atât trofeul reconstruit. Avem acolo însă și o cetate
pe care toată lumea trebuie să o viziteze, absolut, dar și muzeul în care se află piesele originale din monument, deci muzeul din sat. Lumea trebuie să bifeze toate cele trei puncte, nu doar una. Și dacă poate să intre și în interiorul. În interior este foarte dificil, pentru că nu vorbim practic de un mausoleu, nu vorbim de un, dar de un templu. E important de văzut. Este important pentru că acolo vorbim de emplectonul, nucleul original al monumentului. Să știi că nu multă lume știe că e ceva în interior. Da, dar eu ca și specialist nu consider că acest lucru trebuie vizitat, ci trebuie doar menționat. Dar este opinia mea. Opinia specialistului, da, pe care ceea ce vreau să le reamintesc telespectatorilor este că în iarna lui 101-102, Decebal și aliații săi au, încercând să scape de presiunea romană, au organizat o contraofensivă la sud de Dunăre și în Dobrogea Antică. Au atacat, au pierdut foarte mulți oameni încercând să treacă pe Dunărea înghețată, da, au purtat bătălii pe teritoriul actualei Bulgariei și în Dobrogea, în timp ce Traian era undeva în Banat cu multe dintre trupele sale. A fost un moment foarte important, pentru că dacă Decebal ar fi câștigat la Nicopolis Adistrum sau la Tropeum Traianii, la Adam Clisi, soarta războiului, celui de-al doilea război, ar fi fost cu totul alta și poate n-am fi vorbit de o sarmisegetuză cucerită sau cine știe, cursul războiului ar fi fost cu totul altul. Ce este cert este că la un moment dat în această iarnă se poartă o bătălie în zona Adam Clisiului de astăzi, una foarte sângeroasă. Traian reușește să câștige lupta, dar cu mari pierderi, peste 3800 de soldați căzuți, în memoria cărora ani mai târziu, între anii 106 și 109, va ridica acest monument triumfal. Să nu uităm că coluna de Traian este făcută ani mai târziu, după acest trofeu de la Adam Clisi, care este decorat cu aceste reliefuri foarte frumoase, care sunt practic filmul războiului. Filmul războiului. Ne sunt înfățișați barbarii. Aflăm foarte multe lucruri despre strămoșii militari romani, autohtonii daci, atât războinici cât și populație civilă. Împăratul Traian apare în câteva dintre metope. Deci un lucru foarte, foarte important. Ori noi am organizat această sală tocmai pentru a le spune tuturor că aici, în Dobrogea, este un certificat de naștere în piatră a poporului român. Înainte de a merge mai departe, n-aș vrea să trecem peste cei trei conducători daci ai Dobrogei, să îi spun așa, Dapix, Roles și Ziraxes. Da, aici este foarte important, pentru că eu întotdeauna afirm, în baza adevărului istoric prezentat în surse, că istoria Dobrogei este diferită de istoria Daciei Traiane, ca să zic așa. Într-adevăr, în secolul 1 înainte de Hristos, romanii au venit pentru prima oară și au impus controlul, iar acea victorie a generalului Crassus din perioada 29-28 înainte de Hristos este legată și de cele trei personaje, de cei trei conducători daci, geți. Pe care i-ai pomenit mai devreme. Practic, vorbim despre un rege Roles, da? Un rege al sacilor, deci probabil cu capitala Sacidava, care era aliat rege client al romanilor. Uh-huh. Îl ajutase pe Octavian Augustus în bătălia de la Actium împotriva lui Marc Antoniu și a Cleopatrei în anul 31 înainte de Hristos. Iar acest Roles la un moment dat cere ajutorul romanilor pentru că are probleme cu doi vecini de ai săi, care erau Dapix și Ziraxes. Ziraxes conducător undeva în nordul Dobrogei, iar Dapix undeva prin centru Dobrogei. Cine știe, poate chiar prin apropiere de cheile Dobrogei, nu știm încă, sunt mulți specialiști care au
emis diverse teorii cu privire la localizarea regatului Iudapix. Ce este cert este că cu ajutor roman, Rhodes reușește să scape de cei doi rivali. Dapix moare în timpul asediului cetății sale de către generalul Crassus, iar Xerxes dispare și el încercând să fugă după ce cetatea lui Genucla este atacată de către romani. Ce este cert? Acela este momentul în care romanii se decid să nu mai plece, ca să zic așa. Mai fusese un episod în anul 71 când un general, Terentius Varro, cucerise cetățile vespontice, dar din punctul meu de vedere 29-28, campania lui Crassus este momentul în care romanii preiau controlul și ceea ce este important, nu vor renunța la el până în secolul 7 după Hristos. Deci dacă în Dacia vorbim de un 271-275 retragerea aureliană, aici anul e mai târziu. Despre, da. Plus că chiar și după secolul 7 în Dobrogea vom avea Imperiul Bizantin. Da? În secolele 8, 9, 10 și tot așa. Până în Evul Mediu de secolul 13-14. Însă până în secolul 7 se mai întâmplă ceva foarte important în Dobrogea. Da, vedem în cele ce urmează. Sigur. Perioada foarte importantă despre care vorbeam anterior este evident perioada creștinării și a înfloririi creștinismului pe pământ omitan, până la colțul destinat creștinismului, însă nu putem omite poate vestigiul istoric care rămâne cel mai imprimant pe retina celor care vizitează Muzeul de Arheologie, cel puțin eu când eram copil, când am vizitat această sală, recunosc că am rămas cu imaginea acestei prințese, acestei doamne de sub sticlă. De sub sticlă, evident, da. Pentru că este într-adevăr o piesă care n-are cum să scape neobservată și îți rămâne cumva în memorie. Da. Mai multe detalii. Detalii, te rog frumos. Da, important de știut, sunt două doamne de sub sticlă expuse în muzeul nostru, cea de la parter. Știu, dar și aceasta care într-adevăr are o poveste foarte frumoasă. Este impresionează și astăzi, iar în spatele nostru rulează filmul descoperirii sale în anii 70 la Olimp. Este practic un mormânt roman. Vedem sarcofagul în care a fost descoperit, sarcofagus devorator de carne, așa se traduce, pentru că se credea că aceste sicrie din piatră trebuie făcute dintr-o piatră anume și care avea puterea de a consuma carnea foarte ușor. În ceea ce privește doamna aceasta, o femeie din înalta societate, din zona Calatisului, în urmă cu aproximativ 1800 de ani, înmormântată împreună cu obiectele sale și cu ghirlande de flori care între timp s-au pietrificat, da? Iar pe cap purta acea coroană cu foiță de aur și, bineînțeles, acel cerc care surprinde, este vorba de un capac de oglindă, încărcat de asemenea cu simboluri la care interpretarea este diversă. Ce este foarte interesant este că și aici avem practic pantofii săi, sandalele, da, exact, perechi exact, de sandale, da. pe care a crezut că va putea folosi într-o viață de apoi. Într-o credință în viața de apoi există și înainte de creștinism, evident. Sunt multe obiecte interesante descoperite în acest sarcofag. Acele bese de lemn, ca să zic așa, da. Foarte probabil a existat un instrument muzical cu o singură coardă și nu în ultimul rând descoperite și niște sticluțe în cutii care ne vorbesc acolo, pot fi văzute, aici. Care ne vorbesc de o posibilă meserie a sa ca și, nu știu, în industria
parfumeriei sau a unor soluții chimice, substanțe chimice cu care de asemenea o ajutau să prospere. Sunt foarte multe lucruri interesante într-o perioadă în care încă vorbim de toleranță religioasă și de multireligiozitate în Dobrogea Romană. Lucrurile încep să se schimbe, după cum bine știm, în secolul IV avem edictul de la Mediolanum, din 313, și nu în ultimul rând edictul de la Salonic, al lui Teodosius cel Mare, când, dacă în prima oară vorbim de un edict de toleranță, da? În care creștinismul este acceptat, a doua oară vorbim despre religie de stat. Unică de stat și scoaterea în afara legii a celorlalte culte. Prin această transformare trec toate orașele mari ale Imperiului Roman, iar Tomisul era, îmi permit să spun, fiind capitală de provincie, un oraș mare. Despre doamna de lângă noi, sunt convins că ai auzit legende că noaptea se întâmplă, se bântuie pe aici. De când ești la muzeu, ai auzit, a spus cineva, a venit cineva să spună, oi, Cristi, s-a mișcat cafeaua. Eu zic că uneori... Sigur, e o legendă. Legendele sunt frumoase, dar ar trebui asta să aibă... frumoasă. Dar ar trebui să aibă un sâmbure de adevăr, ceea ce nu este... cazul. Deci puteți veni liniștiți că nu bântuie nimeni. Dar plus că noaptea nu vă chemăm că e închis. Da, da, mitul atrage, Mihai, dar, eu cred că omul trebuie să știe și adevărul istoric. Absolut. Și dacă vrea, poate să îmbine cele două elemente, nu neapărat mitul pe care l-ai spus tu mai devreme, dar eu cred că mitologia și adevărul istoric pot fi uneori puse împreună. Să nu uităm că originea numelui Tomis ne este oferit de către Publius Ovidius Naso, da? Care ne spune o legendă, legenda argonauților și alenei de aur. Deci legendele merg, dar nu întotdeauna. N-avem cum să trecem peste reprezentarea, așa cum o vedem aici, a cavoului Hipogeu. Da, mormântul Hipogeu, mormântul pictat, da. Este... exact ceea ce spuneam mai devreme, vorbim despre o... Este replica 1 la 1. Da, replica 1 la 1 și vorbim despre o perioadă aceea de tranziție pe care o aminteam mai devreme. A aparținut acest cavou care se află în zona liceului Mircea, sunt și câteva localuri pe acolo, zona modern, da? Da, știm unde. Da. Acolo nu poate fi vizitat încă. Sperăm locul, să vedem, dar așteptăm că conservat. Proiectul este în derulare. Ce e important, cavoul e în zona de necropolă, necropolis, orașul morților, cimitirul din antichitate, ca să zic așa, care se afla, noi spunem extramuros, dincolo de ziduri, da. Dincolo de zidurile afara cetății, orașului. În afara orașului. Era cavou unei familii bogate, pentru că nu îți puteai permite să ai un cavou pictat așa nu de era frumos, pentru oricine. Da, pentru oricine. Mormântul a fost, monumentul a fost datat undeva în secolele 4-6 după Hristos, iar elemente de creștinism au fost prezentate de la bun început, dar trebuie spus că este practic o dovadă a trecerii de la păgânism la creștinism, pentru că acest lucru s-a putut proba prin modul în care au fost depuse de-a lungul timpului osemintele. Da? Cu orientarea în unele cazuri creștine, în alte cazuri păgâne. Dar deja în secolul 5-6 vorbim despre dovezi clare ale creștinismului. Dar ceea ce este important este că avem aceste elemente ale credinței în nemurire, în viața de apoi. Viața de apoi. Avem acolo Euharistia, avem banchetul funerar, da? Dar în același timp avem aceste reprezentări zoomorfe, practic potârnichile care beau din apa vieții, iepurele care mănâncă din struguri, da. Rodiile, da? Sau tot aici pe ușă avem acei porumbei care beau din apa cunoașterii, vorbim de cunoaștere, de viață, de nemurire. Un moment absolut senzațional și zic eu că atunci când va fi deschis
și se va putea admira originalul, am înțeles că pe un ecran nu cunosc foarte multe detalii, dar așteptăm finalizarea proiectului, atunci toată lumea va trebui să vină să îl viziteze, dar până atunci îi așteptăm la muzeu, pentru că această reconstituire este excepțională. Da. Vorbeai mai devreme despre trecerea de la păgânism la creștinism. Vom trece și noi mai departe pentru a evoca un moment extrem de important din istoria creștinismului pe Pământul Tomitan. Momentul pe care îl vom evoca în cele ce urmează este întâlnirea dintre episcopul tomitan Bretanion și împăratul bizantin arian eretic Valens. Această întâlnire s-a petrecut așa cum încă se mai vehiculează, se mai speculează, exact la intrarea în cetate, în apropiere de hotelul Ibis de astăzi, pe acolo, pe undeva. De fapt, împăratul i-a poruncit episcopului Bretanion să vină să slujească împreună liturghia în bazilica de sub hotelul continental de astăzi. Da, povestea este... Iar Bretanion a refuzat, l-a mustrat pe împărat că este eretic și s-a mutat mai departe cu credincioșii, ceea ce se pare că ar fi fost catedrala sau bazilica episcopală din apropierea catedralei de astăzi. Acea întâlnire a existat, înfruntarea a existat. Povestea este adevărată, este dovedită atât de actele, documentele, izvoarele bisericești, cât și de istorici laici. Bretanion este unul dintre personajele foarte importante ale Tomisului de secol 4. Da. Practic vorbim de o perioadă de secole 4-6 când creștinismul dobrogean este recunoscut la nivel european, mondial aș zice. Să nu uităm că această zona asciției mici îi dă pe Dionisie Exigul, îi dă pe Ioan Casian, îi dă pe episcopii Teotim și Bretanion, deci personaje foarte importante care sunt consemnate ca atare. În ceea ce privește întâlnirea dintre Flavius Valens și Bretanion, de asemenea ea este menționată în scrierile antice în detaliu, iar concluzia este de fiecare dată că Bretanion are un curaj nebun, pune celui mai puternic om al lumii, iar Valens suferă o umilință când se trezește că poporul rămâne singur, da. Da, renunță la el. Își dă seama că dacă l-ar fi, nu știu, executat sau pedepsit pe Bretanion, ar fi scăzut la capitolul popularitate și și-a dat seama că e mai bine să plece cu coada între picioare și Bretanion n-a avut deloc de suferit. În ceea ce privește localizarea catedralei, da, sunt foarte multe discuții, după cum bine știm, în Constanța se află mai multe bazilici paleocreștine. Multă lume trece pe la sensul giratorului de la poarta 1 și nu-și dă seama că acolo este o bazilică, ruinele acelea, doamnelor și domnilor. Deci Bretanion și Teotim sunt consemnați, episcopii dobrogeni sunt consemnați în sinoadele ecumenice de la Constantinopol, de la mai multe. Se pare, încă nu este foarte clar, că ar fi fost un episcop prezent și la Nicea, dar încă nu este foarte clar. Da. E o discuție, probabil primul și cel mai important sinod ecumenic. Dar e o discuție, într-adevăr. E posibil să fi fost pentru că Pământul Tomitan era extrem de bine dezvoltat din punct de vedere religios. Da, mai ales după acelea din 303-304 a lui Diocletian și a lui Galerius, când practic au fost martirizați toți acei acei soldați din zona Dobrogei. Să nu uităm de martirizarea Niculițel, de toate aceste Zotii, Catal, Camasie, exact. Filip, Epictet, Astion, da, sunt mulți. Le vine un teritoriu cu foarte mulți martiri și automat importanța din punct de vedere religios a acestei provincii crește și ajunge să fie cunoscută și în alte zone. Prima episcopie
de pe pământul proto-românesc a fost aici în Dobrogea. De aceea discuția despre reactivarea mitropoliei tomitane trebuie să fie o discuție care ar trebui să se poarte cu mai multă consistență la nivel de Sfântul Sinod, dar asta este problema altora. Noi nu putem decât să constatăm, acesta este un semn al Sfintei Cruci ce datează din secolul 6, poate printre primele reprezentări care se regăsesc conservate, aproape la perfecțiune, da, fără doar și poate. Noi vom merge mai departe de la această sală în care am evocat importanța creștinismului în dezvoltarea pământului tomitan, cu alte surprize pe care așteptăm să le redescoperim împreună. Încercăm să condensăm pe cât posibil vizita noastră la muzeu, întrucât e greu spre imposibil să vorbim despre fiecare artefact în parte și despre fiecare perioadă în parte, așa cum s-ar cuveni, dar n-avem cum să trecem peste perioada medievală, care este reprezentată în această secțiune și pe care lucrăm pe Cristi să, despre care ne rugăm pe Cristi să ne spună mai multe. Câte ceva. Da, pentru că este o perioadă foarte vastă. Vorbim despre Evul Mediu timpuriu, dar vorbim și despre Evul Mediu secole, știu, perioada otomană, da. Înainte de perioada otomană nu trebuie să uităm Dobrotici, nu trebuie să uităm Mircea cel Bătrân, dar povestea medievală a Dobrogei urmează să fie cercetată pe viitor. Este greu spre imposibil să prezentăm tot. Fiecare artefact, fiecare încăpere, încercăm să aducem în fața dumneavoastră cel puțin perioadele care sunt reflectate în Muzeul de Arheologie din Constanța și pe acele perioade să le condensăm astfel încât să nu ne prindă dimineața în acest muzeu spectaculos. Suntem în perioada, se spune, medievală. Medievală timpurie. Medievală timpurie, pe care te rugăm, Cristi, să o condensezi. Da, povestea medievală a Dobrogei este foarte lungă. Practic vorbim despre dominație bizantină, despre pe vremuri foarte tulburi în ceea ce privește evenimentele. După aceea, începând cu secolele 13-14, începem să vorbim de diversi despoți locali, vorbim despre Dobrotici, despre Mircea cel Bătrân, iar mai târziu, între secolele 15 și 19, știm foarte bine că avem stăpânirea otomană în Dobrogea. Dar să nu omitem Imperiul Român-Bulgar. Da, bineînțeles. Este foarte important. Nu se vorbește despre el, din păcate. Trebuie vorbit și trebuie analizată fiecare fațetă, pentru că dinastia Sămneștilor este foarte importantă. Au existat în trecut dezbateri în ceea ce privește originea lor. S-a spus că ar fi fost cumană, română, bulgară, au zis vecinii noștri. Nu contează, realizarea acestui stat într-o perioadă extraordinară, în timpul Imperiului Bizantin, deci este foarte importantă, pentru că ei devin independenți. Absolut. Și foarte puternici în fața unui rival care teoretic nu avea adversar. Dar iată că aici, în zona asta, a găsit. Evul Mediu timpuriu, Evul Mediu în general, este plin de evenimente. Noi acum suntem într-o sală care ne vorbește despre o perioadă, hai să spunem, secolele 9-10-11. Da. Suntem undeva pe malul Dunării, toată lumea știe de castrul roman de la Capidava, dar nu și faptul că s-au descoperit acolo și dovezi din Evul Mediu timpuriu, bordee, locuințe, da, de secol 10. Și în spate avem o reconstituire a unui astfel de bordei vechi de peste 1000 de ani. Copiii mă fac să zâmbesc adesea în timp ce mă întreabă dacă acesta este un jacuzzi. Le explic atât cât știu care erau da, rigorile tehnice, faptul că atunci, într-o perioadă, bule. Da, într-o perioadă în care erau foarte multe atacuri ale străinilor, ale barbarilor, se construia mai puțin, se mergea pe ideea de piatră și material ușor pentru a se renunța mai repede la locuință, dacă era cazul.
Capidava este foarte importantă și din punct de vedere al unei dovezi de românitate, pentru că avem aici vasul descoperit la Capidava de ilustru și regretatul Petre Diaconu și care menționează cu litere grecești numele românesc al unui olar de acum 1100 de ani, Petre. Da? Ceea ce ne spune foarte multe și despre etnicitatea celor care locuiau aici, că erau români, că erau bulgari, pentru că erau și slavi mulți în această zonă, mai ales în secolele 8-9-10. Vorbim de o perioadă foarte tulbure și să nu uităm că această perioadă în care Imperiul Bizantin încerca să țină sub control sau chiar încerca să-i anihileze pe rivalii slavi, este și o perioadă în care avem bisericuțele, dovada existenței bisericuțelor de calcar, da, de la Basarabi, Murfatlar de astăzi, se spune astăzi. Și aceste bisericuțe, chilii ale unor asceți din acele vremuri, să sperăm că la un moment dat vor putea fi vizitate. Ceea ce trebuie neapărat, ele trebuie conservate, da, pentru că nu trebuie să le pierdem, sunt absolut fenomenale ori acest unice, lucru. Unice, unicat în lume și da, ele. Da. Deci Evul Mediu Timpuriu are de asemenea foarte multe lucruri interesante care merită scoase în evidență. Scos în evidență că după retragerea romană din Dacia Mare, dar mai ales din Dobrogea și până la Mircea cel Bătrân, pe care îl vom vizita în cele ce urmează, chiar dacă au venit și au plecat, au trecut și au rămas unii sau alții, românii n-au dispărut de aici, din Dobrogea. În primul rând, orice izvor îl vei cerceta, vei descoperi, de exemplu, vorbesc de ultimele sute de ani, călătorii străini care vorbesc că există dovezi clare, mai ales pe linia Dunării, a unui puternic filon vechi dobrogean. Absolut. Nu vorbim despre, deci, urmașii geților din antichitate s-au grupat în nordul Dobrogei și pe linia Dunării, da, chiar dacă știu eu, din punct de vedere administrativ, să spunem, partea de coastă a fost la un moment dat și sudul Dobrogei a fost la un moment dat ocupat de comunități de origine musulmană sau ceea ce este important este că pe linia Dunării a existat vechiul... N-au dispărut niciodată. Nu au dispărut niciodată, au existat mereu acești dicieni pe care îi întâlneau românii veniți din alte provincii în secolele 18-19. Mocanii ardeleni care au fost care au venit pe linia Dunării, nu erau primii români acolo. Ei au întâlnit deja vechi români care au păstrat standardul. Să nu-l așteptăm pe Mircea cel Bătrân. Să nu-l așteptăm pe Mircea. Să nu lăsăm să ne așteptăm. Da. Am venit, să nu vă supărați pe noi că am întârziat, suntem în sala în care tronează primul domnitor al țării românești care și-a întins granița până la Marea Cea Mare, că se și auto-intitulează stăpânitor până la Marea Cea Mare. Da, foarte important acest moment în istoria Dobrogei, a României, dar vorbim și de câteva elemente premergătoare. Să nu uităm că secolul XIII este și secolul Dobrotici, de unde se spune că vine numele, da? Un despot care știm că avea la Cavarna, la Caliacra, zona aceea, avea cartierul general, dar după aia s-a întins în întreaga Dobroge. Un general destoinic care inițial este vasal al Imperiului Bizantin, dar care devine la un moment dat independent. După moartea lui Dobrotici, teritoriul este preluat de către Mircea cel Bătrân, cel mai probabil din 1388,
Și până și aici sunt discuții cu privire la când Dobrogea nu mai este sub stăpânire a țării românești. Unii au avansat 1316, alții au vorbit de 1318 după moartea lui Mircea, 1418 după moartea lui Mircea, alții spun că este vorba despre 1420-1421. Când, practic, țara românească nu mai stăpânește acest ținut, iar Imperiul Otoman intră și preia controlul. Mircea cel Bătrân, așadar, este ultimul stăpânitor valah, dacă vrei, până în secolul XIX. Da. Și atunci vorbim de o stăpânire de peste 4 secole și jumătate, o stăpânire otomană, care nu trebuie ignorată din punctul meu de vedere. Absolut, atunci când spui povestea Dobrogei, trebuie parcurse toate etapele și scoase în evidență și lucrurile bune și lucrurile rele, care sunt părți componente a aceleiași povești. E o perioadă care lipsește, dar care în timp poate se va regăsi, se va constitui, pentru că, așa cum foarte bine spuneai, face parte din istoria poporului român. Da. Și cum discutam puțin mai devreme, inclusiv în această perioadă 1418-1878, românii nu dispar. Nu. Dimpotrivă. Fără îndoială. Că a existat o majoritate musulmană. Este absolut logic și explicabil. Fără discuție. A devenit la un moment dat provincia Imperiului Otoman, da? Dar Imperiul Otoman era un imperiu multinațional. Nu a existat niciodată vreo problemă, nu s-a pus problema unei alungări de populație. Deci, culmea este să nu uităm că în secolul 18-19 mocanii ardeleni vin în Dobrogea să pască oile și rămân aici pentru că e mai bine să te înțelegi cu turcul decât cu cei care îi controlau acolo. Da? Un mare imperiu, cum a fost și Imperiul Otoman, este interesat de obținerea avantajelor financiare, da? Materiale. Registrele, arhivele otomane demonstrează cât de pragmatic gândeau lucrurile cei de la Constantinopol, Istanbul, da? În sensul că arhivele nu dau nume, există niște registre fiscale care se numesc deftere, foarte multe găsite în Turcia, de exemplu, și care ne spun în fiecare sat din Dobrogea câți erau creștini, nu cine, nu ne dă numele. Câți erau creștini, câți erau români, câți trebuie să plătească, ce datora statului, și totul era bine. În această sală mai este evocat și domnitorul Constantin Brâncoveanu. Da, pentru că este tot o perioadă foarte importantă în care trebuie scos în evidență acest filon românesc, și atunci când a fost realizată această expoziție s-a pus accent pe acest filon românesc. Constantin Brâncoveanu fiind o personalitate în care nu poate fi trecută cu vederea. Însă, de asemenea, există și o ilustrație a lui Dimitrie Cantemir, care este cel ce prezintă câteva elemente legate de Dobrogea Otomană prin care el trecea în drumul său de la Constantinopol în Moldova. Înainte de a merge mai departe, o să te rog frumos să îmi dai voie să citesc din spusele lui Mircea cel Bătrân, care începe așa: Eu cel în Hristos Dumnezeu, binecredinciosul și binecinstitorul și de Hristos iubitorul și singur stăpânitorul, eu, Mircea Mare Voievod. De ce am vrut să citesc? Pentru că bine ar fi ca toți conducătorii români din prezent și din viitor, atunci când se prezintă sau când vor să facă ceva, să-L pună pe Hristos înainte. Mergem și noi mai departe și ne apropiem de finalul prezentării noastre.
Ultima parte a emisiunii noastre o dedicăm celei mai noi secțiuni a muzeului, deschisă în 2017, rezervată unei perioade pe care mulți și-o dorești ștearsă din istorie, însă nu poate fi ștearsă, ea trebuie să fie studiată aprofundat pentru a nu repeta greșelile trecutului și mulțumim doamnei Delia Cornea pentru amabilitatea de a fi prezent alături de noi și de a ne povesti despre perioada comunistă din Dobrogea. Într-adevăr, este cea mai recentă expoziție a noastră. A fost deschisă, am inaugurat-o în 2017, fiind susținută financiar de un grup de firme din Constanța, care au înțeles necesitatea realizării acestei expoziții și, în primul rând, salvării acestor artefacte pe care, în furia noastră din anii din 89-90, mulți dintre noi le-am distrus, le-am aruncat. Astăzi, iată că ele se regăsesc ca artefacte muzeale și vorbesc despre realitățile din perioada comunistă. Dobrogea a fost, într-adevăr, supusă și a procesului de comunizare, la fel ca întregul spațiu românesc, începând cu 6 martie 1945, când a fost numit primul guvern de factură comunistă, dr. Petru Groza, dar sigur, perioada de comunizare efectivă a început odată cu abdicarea ultimului rege, regele Mihai, și proclamarea Republicii Populare România, practic 1 ianuarie 1948. A fost o perioadă în care Dobrogea, să știți că a fost poate chiar mai puternic supusă comunizării decât celelalte teritorii, pentru că trebuie spus, Constanța, prin baza portoară, oferea aici un punct strategic și să știți că, de altfel, trupele sovietice care au impus acest regim politic s-au retras, ultimile trupe sovietice s-au retras de pe teritoriul României din acest spațiu. În vara anului 1958 au plecat eliberatorii sovietici, da, cu ghilimelele de rigoare, practic ultimul teritoriu eliberat de aceștia fiind Dobrogea. Poate de aceea putem vorbi de o represiune foarte dură în rândul populației dobrogene. Zic eu, proces destul de puțin cunoscut astăzi, din păcate. Și de asemenea, în spațiul dobrogean s-a constatat un număr foarte mare, o concentrare foarte mare a coloniilor și lagărelor de muncă, care erau folosite pentru exterminarea deținuților politici și pentru a reprima orice acțiune de protest. Așadar, prima secvență a spațiului expozițional este dedicată instaurării comunismului și încercăm să facem și o trecere în revista principalelor loturi dobrogene, oameni care s-au opus comunizării și care au fost arestați, unii din ei împușcați, condamnați la moarte, alții împușcați fără a fi judecați. Ultimile valuri de arestări producându-se cam prin anii 1958-59, poate ca să demonstreze că odată cu retragerea sovieticilor, guvernul comunist și puterea comunistă era atât de bine, da, ca să zic așa, stabilită, încât ultimile valuri de arestări au loc prin anii 1958-59, ultimile loturi, ca să zic așa. Trebuie spus însă că, începând cu 1962-64, cea mai mare parte a deținuților politici sunt eliberați. Nu știm un număr exact, sunt estimări care merg de la câteva zeci de mii până chiar la 1 milion de oameni care au fost afectați. Nu numai cei care au fost arestați, dar și familiile lor, da, care au fost adeseori persecutate politic. Mergem însă toți au trecut printr-un iad. Cu siguranță, cu siguranță. Un al doilea spațiu expozițional este dedicat sistemului concentraționar din Dobrogea și chiar vă invit să mergem acolo.
pentru că avem atât artefacte de o importanță deosebită care demonstrează, așa cum am zis, concentrarea foarte mare de lagăre și închisori din acest spațiu. Vedeți pe harta aceasta un număr foarte mare de marcări de lagăre de muncă sau centre de, așa numitele centre de exterminare, pentru că prin muncă și prin înfometare oamenii, deținuții politici, erau supuși acestui proces. Multe din ele sunt marcate pe linia canalului Dunăre-Marea Neagră, da, care a fost construit cu începerea construirii lui este legată de momentul mai 1949. Lucrările au fost abandonate în 53, dar vreau să vă zic că ideea acestui canal a fost nu numai una economică, ci de a extermina propriu-zis pe toți cei care se opuneau regimului comunist și în mod special a burghezia, a intelectualității, a clasei politice și a elitelor culturale care se opuneau. Avem un ziar foarte interesant, ziarul propagandistic Canalul, care chiar în primul număr al său are pe prima pagină, ca să zic așa, chiar mesajul construim fără burghezie. Construim fără burghezie și împotriva burgheziei, da? Deci nu se ascundeau, erau pe față, da, exact, era pe față. Sigur că condițiile de muncă și de trai de la canal sunt foarte greu de reprodus. Există o bogată literatură memorialistică. Eu m-am inspirat în realizarea acestor expoziții de unele cărți care mi-au marcat, ca să zic așa, formarea profesională. De exemplu, Ion Cârjă, într-o lucrare monumentală numită Canalul Morții, povestea cum a trăit la canal, a conștientizat dezumanizarea la care erau supuși acești oameni și povestește că într-o zi, un bătrân, Papa Follender, nemai putând să împingă roaba cu pământ, și-a legat-o și și-a pus jugul pe după cap și practic este momentul în care spune acest Ion Cârjă, și el deținut politic, a înțeles această roabă era simbolul robiei moderne. Deci omul care nu mai era om, ci era transformat în unealtă sau, mai bine zis, în animal de povară. De la roabă la robie nu e mare diferență. Însă, Joaș, vreau să vorbim puțin despre această reconstituire unei temnițe comuniste, unei celule, bănuiesc că este. Da, să știți că, în general, reconstituirea acestei celule am făcut-o urmând îndeaproape ceea ce mi-au spus foștii deținuți politici. AFDPR filiala Constanța a fost alături de mine în acest demers și regretatul Paul Andreescu, și el deținut Dumnezeu politic, ierte, da? A fost alături de noi la acea vârstă foarte înaintată, ajutându-ne să înțelegem cum era sistemul concentraționar. În general, vedeți că erau celule, da, în care erau băgați mai mulți deținuți, cu paturi suprapuse, da? Dar existau și izolatoare. Izolatorul acesta, de exemplu, este cel de la fotografiat la închisoarea Jilava, Fortul 13, care consta practic într-o încăpere mică cu o laviță, ca să zic așa, din lemn, care se ridica în timpul zilei, pentru că deținutul politic nu avea voie să doarmă, să stea în timpul zilei, ci trebuia să stea în picioare, cu fața spre vizetă, să fie văzut de gardian, iar în timpul nopții se lăsa, putea să doarmă, dar cu mâinile la vedere. Da? Așa că noi, când am făcut această reconstituire, manechinul este așezat pe pat, dar nu este, ca să zic așa, nu corespunde adevărului istoric, pentru că el nu avea voie să stea tolănit în pat. Ceea ce vreau însă să vă zic, și asta vă spun că, ca un om care am făcut interviuri cu oameni care au trecut prin închisori, cred că dacă viața în aceste mari celule era
grea, cu câte 30-40 de alți deținuți. Vreau să vă zic că viața într-un izolator era cumplită și am rememorez momentul în care Radu Câmpeanu mi-a povestit cum a petrecut 3 ani într-o celulă singur și mi-a mărturisit că în cei 3 ani numai credința în Dumnezeu și iubirea mamei lui l-au salvat, pentru că a zis că a avut la un moment dat senzația că nebunește și că uită să vorbească. Și mi-a mai spus ceva, mi-a spus că atunci când a intrat în pușcărie, fiind student la drept, era ateu și a zis când am intrat în pușcărie eram ateu și când am ieșit l-am descoperit pe Dumnezeu. În închisoare l-a descoperit pe Dumnezeu. Temnițele comuniste sunt fabrici de sfinți. În România cel puțin așa sunt supranumite, pentru că mulți dintre credincioși s-au întărit în credință, alții au și murit pentru Hristos acolo și mulți dintre cei care nu erau credincioși au ieșit cu o credință în Dumnezeu pe care cei care mai trăiesc o au și astăzi extrem de tare. Aici în spate avem un, nu vreau să trecem peste el, sunt numele celor care au murit la canal. Nu, sunt doar o parte. Numele celor care au murit la canal. Voiam să vă întreb dacă sunt toți. Exact. Nu sunt toți, așa cum se poate vedea din baza de evidență ale primăriilor Poarta Albă, Năvodar, Lumina și Ovidiu. Sunt o parte din primării, de exemplu Cernavodă, Megidia și Salini, unde nu am putut avea o evidență. Sigur că mulți dintre ei erau trecuți cu diferite afecțiuni, insuficiență renală, insuficiență hepatică, mai aveau loc și accidente, că să știți că pe lângă acești deținuți au lucrat și militari, au fost și oameni civili care au lucrat. Nu știm însă cu exactitate numărul victimelor, oamenilor care au murit la lucrările vechiului canal. V-am spus însă, sunt foarte multe opere memorialistice care ne permit nouă cercetătorilor să identificăm condițiile în care acești oameni își duceau existența, condiții foarte grele. Gândiți-vă că norma era destul de mare, trebuiau să spargă pământul cu târnăcoape, să-l care cu roabe, da? Dacă nu îndeplineau norma, erau pedepsiți, erau privați de mâncare. Adeseori mulți din ei se îmbolnăveau, nu primeau asistență medicală, nu primeau medicamente. Deci unii din ei au intrat oameni și când au ieșit erau, așa cum spune cineva, schelete umblătoare. Deci erau oameni distruși, ca să zic așa. Ceea ce vreau să vă mai arăt, și să știți că sunt elemente cu adevărat senzaționale, că sunt foarte rare. Unul din foștii noștri colegi, Alexandru Mihancea, foarte bine cunoscut prin lucrările sale memorialistice, a venit și ne-a dat în custodia muzeului și mi-a promis că vor rămâne permanent în muzeu o bucățică din ultima pâine pe care a primit-o la închisoarea Gherla, de unde s-a eliberat în 24 martie 1963, adică acum 60 de ani. A păstrat această pâine într-o mică sarsana cu care a venit și biletele cu care a venit de la Gherla la București. Impresionant! Dânsul a fost arestat, poate nu o să vă vină să credeți, pentru că citise literatură burgheză. După ce a trecut prin închisorile și prin lagărele comuniste, o perioadă de timp i-a fost foarte greu să găsească un loc de muncă. Da. Ulterior a lucrat ghid pe la Muzeul Constanța și probabil și pe litoral. Iar ulterior a fost coleg chiar la noi și în 2017 a venit și a adus aceste artefacte, înțelegând că sunt foarte rare aceste obiecte și credeți-mă că desprinderea dânsului de aceste obiecte a fost foarte grea, dar a fost și un act înălțător, ca să zic așa, pentru că lasă o mărturie peste timp a experiențelor deosebit de dure. Și, mă scuzați, un singur artefact aș vrea să mai
vă prezint tot așa o piesă unică, zic eu, pentru că este o fotografie și un bilețel al unuia din cei care au luptat împotriva coloniștilor. Este vorba de Gheorghe Tomoșoiu, lider al lotului 3 din rezistența dobrogeană. Tomoșoiu și Topan au fost cei care au organizat acest grup. Sunt arestați, sunt un grup mare de aproape 30 de oameni, sunt arestați, sunt condamnați. El reușește să scrie, fiind în închisoarea de la Constanța, de la a securității, reușește să scrie un mic bilețel pe care îl trimite cumva familiei, în care spune: dragii mei, aflați că sunt încă bine, deși, mă rog, veți ști că sunt bine. Acest bilet ne-a fost adus de către nepoata dânsului și tot așa oferim muzeului în 2017. Pur și simplu, credeți-mă că și acum când vorbesc, simt această emoție deosebită. Practic, ultimile cuvinte pe care acest om a reușit să le transmită familiei lui: el a fost împușcat la penitenciarul Timișoara, făcea parte din cei care fuseseră condamnați la an grei, dar sistemul vroia să scape de ei definitiv. Și o parte din loturile dobrogene, practic 13 membri ai loturilor dobrogene, au fost împușcați la penitenciarul Timișoara și îngropați. Și în unele cazuri, familiile lor au aflat chiar la 10, 12, 15 ani de zile că ei nu mai trăiau. Nu doar temnițele comuniste au fost îngrozitoare în acea perioadă de timp, ci întreaga țară a fost o pușcărie până la urmă. E adevărat. Și vom merge să vedem o încăpere comunistă, așa cum a putut ea fi reprodusă în Muzeul de Arheologie. Dacă nu știți cum arată un televizor pe lămpi, acesta este unul dintre modelele salvate și foarte bine conservate și prezentate aici. Și, bineînțeles, nelipsitul pește pe televizor. Pe televizor. Da, bibelourile de cristal sau de sticlă. Sala în care ne aflăm este o sală pe care mi-am propus să o realizez pentru a reconstitui viața cotidiană a oamenilor în perioada comunistă. Și pentru că muzeul nostru este vizitat anual de un număr foarte mare de elevi, mi-am propus să le arăt acestora cum au trăit părinții și bunicii lor. Așa că haideți să vă prezint cele mai importante exponate. Din colecția muzeului am ales în primul rând acest televizor Cosmos, unul din primele modele românești de televizoare pe lămpi. Funcționează? Nu, dar să știți că domnul care mi l-a dat și care a lucrat, a condus cercul de electrotehnică de la Palatul Pionierilor, avea mai multe televizoare din acestea mărci vechi pe care le salvase și copiii făceau practică pe ele. De asemenea, avem o serie de aparate electrocasnice. Unele din ele, să știți că nu erau numai de proveniență românească, pentru că în anii 50-60 foarte multe produse de proveniență sovietică pătrund pe piața românească, cum este acest aspirator produs în Uniunea Sovietică, da? Și care este tot așa un model din anii 60. Sunt foarte multe produse care sunt, unele din ele, vă zic sincer, chiar produse sigilate, care subliniază, ca să zic așa, interesul pentru realizarea producției locale, dar și a producției dedicate exportului. Căci la vremea respectivă, vinul de la Murfatlar, Zarea, era destinat exportului, mai puțin pieței interne. Și în general, începând cu finalul anilor 70 și începutul anilor 80, majoritatea produselor, care erau în general bune, dar românești, plecau afară. Văd că aveți și un pachet de țigări, celebrele țigări Carpați. Avem și Carpați, avem și Litoral. Să știți că unul din ele are o poveste interesantă, că a fost și vedet într-un film de epocă, da? Deci nu este chiar... De altfel, această colecție, în mare parte,
a aparținut unui colecționar împătimit, Florian Ciobanu, care ne-a ajutat inițial în realizarea acestei expoziții și în prezent toate aceste piese fac parte din patrimoniul muzeal. Unele din ele, să știți că sunt obiecte care mi-au aparținut mie, familiei mele sau chiar colegilor. Sunt telefoanele, celebrele telefoane cu disc. Lampile, nu se poate trece peste lampă. Care erau, ca să zic așa, nelipsite în casele românilor, pentru că în anii 80 raționalizarea curentului și a energiei a fost atât de dramatică încât românii primeau curent cu porția câteva ore pe zi. Copiii și nu numai copiii, copiii își făceau lecțiile la lampă. Am făcut lecțiile la lampă. Și eu, exact. Trăiam cu aceste lămpi, toată lumea trebuia să aibă rezervele de gaz asigurate. Buteliile, tot așa, goana după butelie era o problemă veșnică a părinților. Goana după alimente, pentru că, vedeți, în anii 80 începe și o raționalizare foarte strictă a produselor agro-industriale. Avem, de exemplu, cartele care demonstrează cum în anii aceia se tădeau alimentele de bază, ulei, zahăr, pâine, lapte, se dădeau pe cartelă. Ce să vă zic? În primul rând că acest cântar era gol, nu prea avea ce să cântărească. Da, eu vreau să vă zic că am prins perioada copilăriei, deci copilăria mea a fost specific anilor 80. Mi-aduc aminte că luam caramele și ne cântăreau, caramelele erau la 100 de grame, marmelada, așa. Și atunci era o abundență de pește mic, șprot și ce mai... Și garizi. Și garizi și alte specii din astea. Da, mișcătoare. Foamea aceasta de alimente, probabil, cred eu, că a fost unul din elementele care au dus la o prăbușire a societății românești și poate una din cauzele revoltei din iarna anului 1989. De fapt, au fost ani întregi în care populația a fost ținută în întuneric, în frig, în lipsuri materiale care au marcat această societate. Și poate astăzi se explică și de ce suntem așa de doritori să mergem la mall și să ne umplem coșurile cu de toate, pentru că sunt generații care au dus lipsă de aceste produse. Pentru că regimul comunist și-a dorit să creeze omul nou, omul nou era creat prin modelarea copilului de la vârstele cele mai fragede. Am reușit să salvăm o parte din costumele, uniformele școlare pentru a ilustra tot acest parcurs ideologic al copilului. Nu avem uniforma de la creșă, dar avem de cea de șoim al patriei, de la grădiniță. Apoi uniforma ciclului primar. În clasa a doua, copiii deveneau automat pionieri, depuneau legământul pionierilor. Urma ciclul gimnazial și perioada liceului, când aici nu toți, dar majoritatea deveneau uteciști. Și caracteristica acestei perioade este, pe lângă puternica ideologizare a învățământului și care merge, aș zice eu, în paralel cu cultul, cu dezvoltarea cultului personalității lui Ceaușescu, cei care a trăit în anii 80, vă aduceți aminte? Nelipsit tablou. Că pe pereții claselor era întotdeauna portretul lui Ceaușescu cu două urechi sau într-o ureche, într-o parte. Stema Partidului Comunist Român și stema Republicii Socialiste România. Așadar, acest cult al, această propagandă a mers în paralel, propagandă și a ideologiei comuniste a mers în paralel cu dezvoltarea cultului familiei Ceaușescu, pentru că toți eram obligați să spunem poezii despre cât era de
important Ceaușescu, cum era fiul neamului, cum salvase neamul românesc de la distrugere. Și tovarășa, și tovarășa, că și tovarășa. De asemenea, vreau să vă arăt că aceste artefacte și e abecedarul? Abecedarul mi-a aparținut. Apar în fotografii chiar rude de ale mele, da, colegele mele s-au găsit în aceste fotografii de epocă. Vreau să vă zic însă, și asta este o realitate tristă, în 2017, când am deschis această expoziție, aceste două bănci au fost luate dintr-o școală din Dobrogea, unde încă mai învățau copii. Pe băncile acestea? Da. Deci, cu ajutorul Inspectoratului Școlar Constanța, am fost într-un sat de pe aproape granița cu Bulgaria și am luat aceste bănci care erau încă folosite. Cu scaune rabatabile. Cu scaune rabatabile. Să știți că pentru Dobrogea și mai ales pentru orașul nostru, eu am simțit nevoia să arăt și să ilustrez și evoluția orașului modern. Să știți că sunt cel puțin câteva panouri la care m-am gândit, panouri expoziționale la care m-am gândit temeinic, pentru că ilustrează pe de o parte perioada de construire și de modelare a stațiunilor litorale, iar pe de altă parte etapa de dezvoltare edilitară a Constanței. Și am să-mi permit să vă invit. Vă rog. Așa cum am zis, această secțiune ilustrează momentele importante în dezvoltarea edilitară a Constanței, pentru că vreau să vă zic că au fost într-adevăr foarte multe aspecte negative, dar a existat și o formă de progres, pentru că nu neapărat care a ținut de comunism, pentru că noi de multe ori vorbim și ne referim la comuniști. Comuniștii nu au fost niște ființe venite din afară. Comuniști au fost cei care au fost din interiorul poporului nostru. Da. Unii credeau, alții erau obligați să creadă, da? Dar în esență, așa cum v-am zis, au avut loc și foarte multe lucruri pozitive în această perioadă și aș vrea mai întâi să vă prezint principalele construcții din această perioadă. Începe cu 1960 o fază edilitară deosebită de extindere. Sunt construite celebrele cartiere Tomis ale orașului Constanța. Da. În mai 1960 este inaugurată noua gară Constanța. Da? De asemenea, în câțiva ani de zile este construit, după planurile arhitectului Pușchilă, Spitalul Județean Constanța, care era unul din cele mai moderne din țară și care avea, la vremea respectivă, circa 1500 de încăperi, de spații, da, și putea să asigure asistență pentru 1900 de paturi. Spitalul Județean este și astăzi folosit și nu știu când... Și nu se mai construie niciunul de la de atunci până exact astăzi. Casa de Cultură a Sindicatelor a fost tot așa ridicată în perioada 1976-1983. Corpurile de anexe ale Teatrului de Stat și modernizarea acestuia, Casa Albă, centrul administrativ care grupează astăzi Primăria, Prefectura și Consiliul Județean Constanța, au fost construite după aceleași planuri ale arhitectului Pușchilă, în doar 2 ani de zile, 1967-69. O mică paranteză, 67-69, 2 ani pentru clădirea în care funcționează astăzi primăria, prefectura și Consiliul Județean. Din 1989 și până azi sunt 32-33 de ani cu zero clădiri în care să funcționeze administrația locală, în condițiile în care e nevoie de o astfel de clădire. Da. Facem această paralelă cu Cristi Cealera la intrare în muzeu. Spuneam că a fost nevoie de 10 ani pentru construirea acestei clădiri emblematice și în 30 mai nimic, așa cum putem observa aici, în doar 6 ani de zile a fost construit Spitalul Județean și dat în funcțiune. Și noi suntem de 30 de ani în democrație, 33, fără un spital județean, regional, cum o fi construit. Se chinuie acum să se pună piatra de temelie, dar să vedem când vor reuși.
E o diferență de, da, de viteză, da, de seriozitate, de, mă vreau rog, de mai multe. Vreau să vă mai spun că sunt și alte elemente. În primul rând, amenajarea din punct de vedere turistic a acestei zone. Avem în această perioadă lucrările de amenajare a statului de vacanță, da, care era o zonă turistică emblematică. O bijuterie. O bijuterie și care practic prin care practic se încerca prezentarea turiștilor străini, dar și a turiștilor pentru turiștii români, a celor mai importante regiuni folclorice din țară. De asemenea, în 1958-59 se amenajează acvariul Constanța. Tot în perioada aceasta se construiește în 1972 Muzeul Mării și în 73 Delfinariu. Ce este foarte important e că în acest an, când a fost inaugurat Delfinariul, în 73 a avut loc prima dresură de delfini din țara noastră și din sud-estul Europei. Sigur că este o perioadă în care au fost realizate și construcții de mare anvergură, ca de exemplu au început lucrările la centrala nucleară de la Cernavodă, lucrări care s-au prelungit multă vreme după căderea regimului comunist. De asemenea, după abandonarea în 1953 a proiectului canalului Dunăre-Marea Neagră, s-a reluat în timpul lui Ceaușescu acest proiect și în 26 mai 1984 a fost inaugurat această arteră de circulație fluvială care și astăzi este folosită și facilitează foarte mult tranzitul de mărfuri. De asemenea, avem fotografii de epocă din arhiva muzeului în care se păstrează imagini ale diferitelor fabrici. Aveam, de exemplu, fabrică de hârtie din stuf. Produceam, da, hârtie din stuf, care era un material foarte ușor găsit. Unde? Palace. În delta Dunării. Da. Astăzi, din păcate, o ruină. Întreprinderea Dobrogea a fost înființată în 1961 cu practic reorganizată cu trei fabrici și vreau să vă zic că atunci a fost adusă o linie de panificație din Italia care era cea mai modernă din țară. Tot atunci începe și producția de produse specifice și celebrul biscuit Eugenia, care devine un brand local și care iată că și astăzi se păstrează. Pentru zona de nord a Dobrogei, mai puțin pentru Constanța, dar mai ales pentru Tulcea, avem foarte multe mărturii ale dezvoltării industriei alimentare bazată pe pescuit. De altfel, exista o flotă piscicolă care exploata această resursă naturală. Avem, de exemplu, Nisetru și Morun la Tulcea, prins pescuit în 1970. Exista fabrici de pește la Sulina și la Tulcea, ca să nu mai zic de piețele de pește din Constanța. Cu greu ne-am putea închipui astăzi când mâncăm, da, așa este, pește de import la 100 și ceva de lei. Că noi avem toate aceste resurse se găseau în mod natural la noi. De asemenea, strâns legat de Constanța, am simțit nevoia să ilustrăm evoluția șantierului naval Constanța, care, din punctul meu de vedere, trebuie văzută într-o dublă perspectivă. Dezvoltarea portului și dezvoltarea șantierului naval Constanța a însemnat și crearea unei flote, una din cele mai mari flote navale din lume. Dar pe de altă parte, fluxul acesta constructiv și dorința de a da cât mai mult a deseori
a fost făcută în detrimentul calității, astfel încât în anii 70 au avut loc o serie de episoade dramatice care au marcat marina română, cum a fost, de exemplu, Independența. Independența, care s-a scufundat în Bosfor. Și avem chiar fotografii din momentul în care a fost lansată la apă Independența. Și se spune că atunci când Elena Ceaușescu a fost rugată să spargă șampania, această sticlă nu s-a spart și fost un semn rău că avea să se sticla întâmple. Sticla se află la Muzeul Marinii, să știți. Știu, e știu, acolo și știu, e dar... un obiect spectaculos. Bine, știu. Spectaculos ca importanță în ecuația evenimentului și că din acea navă a rămas sticla și foarte puține alte artefacte. Alte panouri relevă aspecte din viața economică legate mult de agricultură. Vreau să vă zic că Dobrogea a fost supusă unui intens proces de colectivizare și tot așa a fost declarată prima regiune care a fost integral colectivizată. Însă represiunea a fost vârful de lance al colectivizării. Am scos studii de caz, fișe ale oamenilor, fișe matricole penale ale celor care fuseseră arestați. De multe ori erau arestați săranii pentru că nu plăteau cotele, fără a fi judecați sau condamnați, da. Erau ținuți în închisoare, iar primăvara li se dădea drumul pentru a participa din nou la lucrările agricole. 15 ani temniță grea pentru că s-a împotrivit intrării. Intrări în gospodăria agricolă colectivă. Începând cu anii 70-80, se observă un proces de socializare a agriculturii, deci agricultura socialistă, bazată de data aceasta pe dezvoltarea unui sistem de irigații. Și în această perioadă a fost construit și inaugurat amplul complex de irigații Carasu, care era, din câte știu eu, cel mai mare din România și cel mai mare din sud-estul Europei. Irigația este, irigarea pământului a agriculturii este o necesitate astăzi. Păcat că din acest amplu sistem nu s-a putut păstra multe zone care erau incluse în acest sistem au fost practic după 90 distruse, lăsate ruinei. Practic fusese construite de români și multe lucruri bune construite au fost distruse, exact. Dar ultima parte este dedicată litoralului românesc. Da. Și am avut în vedere în primul rând tabăra de copii de la Năvodari, care putea să asigure cazarea a circa 12.000 de locuri, deci pentru 12.000 de copii. Și care acum este și aceea, e în paragină din ce mi-aduc eu aminte. În primul rând că nu știu cât a mai rămas din acea tabără. Cert este că era cea mai mare tabără de copii. Circa 100.000 de copii puteau beneficia de cazare în această tabără și aveau loc tot felul de manifestări artistice și educaționale, cum ar fi, de exemplu, Festivalul Național Cântarea României sau alte manifestări similare. Este perioada când este remodelată și Mamaia, începe construirea marilor complexe turistice. Deja începând cu anii 70, nu numai stațiunea Mamaia, dar și celelalte stațiuni sunt orientate către turiștii străini. Și odată cu anii 75-77, chiar avem și se poate observa un interes crescut al autorităților comuniste de atragerea turiștilor străini, mai ales din Germania, dar și din alte țări, și din Nord, Suedia, Norvegia, și din Nord, pentru că aduceau valută. Da.
Cazul celebru este, pe care îl vedeți și aici, transformarea a unor vile care au fost vile personale sau chiar fostul palat regal devine Club Neckermann, destinat turiștilor nemți, și se preconiza că o să aducă undeva la $13 pe noapte de persoană. Deci trebuiau valuta străină, trebuia să susțină, da, ca să zic așa, epoca de aur a regimului comunist. Și închei prin a vă spune că între propaganda comunistă și realitatea acelor perioade a fost o discrepanță foarte mare. Dacă regimul comunist s-a bazat pe, în primul rând, pe dezvoltarea unui imagini a rebelului din interiorul spațiului comunist, iar această imagine, acest portret a fost favorizat de o serie de vizite oficiale pe care noi le-am ilustrat, ale importante, unor persoane importante. Vizita lui Charles de Gaulle în 1968, vizita oficială a lui Nixon în 69, vizita pe care a făcut-o familia Ceaușescu în caleașcă la regina Elisabeta a II-a Angliei, toate acestea erau de fapt în discrepanță cu adevăratul statut al lui Ceaușescu. Există chiar un element hilar, aș zice eu, pe care am încercat să-l scot în evidență. În momentul în care a primit investirea de președinte al Republicii Socialiste în România, Voiteche a mânat sceptrul prezidențial, iar câteva zile mai târziu, Salvador Dalí a trimis o telegramă care a fost publicată în ziarele românești, că era un moment nume esențial, da. Și Salvador Dalí spune în această telegramă de felicitare: apreciez profund actul dumneavoastră istoric de instituire a sceptrului prezidențial. Pentru că sceptrul era de fapt simbolul monarhiei. Da, ori nu putea să fie și președinte și să aibă și sceptru. Ceea ce a susținut însă poporul român în această perioadă grea, cred eu că a fost ironia și umorul. Am găsit mai multe culegeri de bancuri care circulau în perioada comunistă. Din ele am ales unul singur, care se potrivește cu realitățile constanțene. Fotografia aparține Muzeului Tulcea, dar este un moment legat de inaugurarea unui bust dedicat tovarășului Ceaușescu. Și bancul respectiv este de felul următor, sună de felul următor. S-au expus două busturi, ale tovarășei Elena și ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. Și Nicolae Ceaușescu se întoarce către consoartă și spune: ei, Lenuța, îți place, ți-a plăcut? Și zice: Nicule, trebuie să dai de pereți cu artiștii ăștia. Păi de ce? Păi uite, sub bustul meu zice Baba și sub bustul tău zice Jalea. Pentru că, nu, evident, nu puteau să înțeleagă că era vorba de numele celor doi sculptori, Corneliu Baba și Ion Jalea. Sunt foarte multe bancuri, eu mi le aduc aminte pe cele cu un român, un american și un rus, că erau multe erau din această gamă, într-adevăr. Da. Zic eu că a fost o formă de rezistență a poporului român. Ironia și autoironia. O formă pe care, din păcate, astăzi nu mai păstrăm. Vă mulțumim pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Este o perioadă extrem de importantă din istoria poporului român și felicitări că o aveți foarte bine conservată și reprezentată. Vreau să vă zic că atunci când am început să lucrez la această expoziție, aveam doar două artefacte, un tablou al lui Ceaușescu și o stemă
a Partidului Comunist Român. Astăzi avem undeva la 5-600 de exponate din perioada comunistă și patrimoniul nostru se îmbogățește și vreau să vă arăt cele mai recente piese intrate în patrimoniul nostru, care sunt două artefacte unice, aș zice eu, sunt două bilete scrise de deținuții politici care au lucrat la cazinoul Constanța în anii 50. Mergem să vedem. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? E adevărat, am zis, sunt două artefacte pe care eu le consider foarte importante, care fac parte din exponatul, sunt de fapt exponatul lunii martie, în memoria tuturor deținuților politici anticomuniști, 9 martie fiind ziua dedicată acestora. În primăvara anului 2020, în timpul lucrărilor de reabilitare efectuate la cazinoul Constanța, a fost descoperit acest bilet scris la sfârșitul anului 1951, mai exact 31 decembrie 1951, de către un grup de deținuți politici care au lucrat în acea perioadă la reabilitarea clădirii. Biletul spune în esență că acești oameni, conduși de către arhitectul Constantin Joja, au făcut parte din echipa de stucători care au lucrat la acest cazinou și sunt trecute numele membrilor acestei echipe. Toți erau deținuți politici. Șansa extraordinară a fost ca anul acesta, tot în apropierea locului unde a fost găsit primul bilet, să se mai găsească un al doilea bilet, care este semnat de către un deținut politic cu numele Marton Iulius. Este de fapt și cel care apare pe primul bilet, în finalul biletului, Marton Iulius, și credem că este vorba de același deținut politic. Sigur că descoperirea a creat o vie efervescență în rândul cercetătorilor. Sunt mai multe proiecte de identificare a acestor persoane. Noi colaborăm atât cu Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cât și cu Asociația Foștilor Deținuții Politici din România, în ideea de a da de urmă acestor oameni și de a le prezenta viețile, biografia. Sunt două artefacte, cum să vă zic, sunt, ca să zic așa, capsule în timp, care ne arată cum acești oameni au fost trimiși la muncă. Ei și-au exprimat, ca să zic așa, dorința de a lăsa această amintire peste timp. Chiar în al doilea bilet se reflectă această dorință, spune așa: iubite prieten, ce vei găsi aceste rânduri, Dumnezeu să te binecuvânteze. Sunt aici ca deținut politic din 1951, iulie până acum, 1952. Fiind zidar și dulgher la muncă. Am fost condamnat la 3 ani și de la 10.1.1949 viața mea este în mâinile Domnului, căci liber nu voi fi prea curând, dar Dumnezeu este milostiv. Iată din nou ceea ce am exprimat, credința ca singura formă de salvare a acestor oameni. Nu știu dacă cazinou ne va releva și alte taine. Există indicii că și stadionul Constanța, care a fost lucrat la fel cu deținuți politici, ar avea astfel de mici artefacte. Sper că înainte de a fi dărâmat, specialiștii muzeului să fie chemați și susținuți în identificarea acestor artefacte. Sper să vă audă. Vreau să vă zic că iată cazinoul Constanța, care este un simbol al orașului nostru, este un simbol și al epocilor care a trecut, pentru că iată păstrează aceste mici secrete ce ni se relevă cu timpul. Sper că toată această prezentare făcută de mine și de colegul meu va atrage atenția telespectatorilor. Cu siguranță. Noi suntem aici pe poziții și vă așteptăm cu mare drag.
Vă mulțumim și... pentru că ne-ați urmat și ne-ați urmărit în cadrul acestei vizite prin Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, dar vă invităm aici la fața locului pentru a vedea și pentru a asculta poveștile, că e altfel să vezi și să asculți poveștile de aici. Și sunt încă foarte multe artefacte. Absolut. Patrimoniul muzeal este unul foarte bogat. Și după cum bine vedeți, încă arheologia preventivă scoate la suprafață fel de fel de descoperiri care întregesc imaginea noastră despre evoluția spațiului dobrogean. Vă mulțumesc că ați fost cu noi. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, cele rele să se spele, cele bune să se adune. Doamne ajută!